Eu, criptoheadule, bine te-am regăsit la încă un episod din seria noastră Crypto Dicționar. În cazul în care ăsta e primul episod pe care îl vezi de pe acest canal, noi facem tot posibilul să punem informații legate de spațiul cripto într-un mod cât mai simplu pentru toată lumea. În seria Crypto Dicționar explicăm termeni cu care sunt șanse să te fi confruntat până acum sau cu care te vei confrunta cu siguranță dacă ești nou. Te invit să vezi toate episoadele de pe acest canal pentru că din toate ai de învățat. Hai să-i dăm bătaie! Începem cu un termen care se aplică și în piața bursieră sau mai bine zis pentru orice investiție. ROI sau Return of Investment în română s-ar traduce câștig pe investiție sau, mai ușor, randamentul investiției. Acest ROI este folosit pentru măsurarea performanței și eficacității unei investiții sau pentru a compara performanța mai multor investiții dintr-un portofoliu. O cifră pozitivă a ROI-ului înseamnă că investiția criptografică realizează profituri, în timp ce o valoare negativă a investiției reflectă exact opusul și anume pierderi. Cum lumea cripto se mișcă într-un ritm în care nu poți să stai culcat pe ureche, este foarte important să fii mereu atent la această cifră de rentabilitate și desigur să faci schimbările necesare în portofelul de criptomonede încât să ai pierderi minime. Nu prea merge să ții în freză o scădere a portofoliului cu 50% și să zici lasă că revine el. Fiecare proiect atât la lansare cât și în decursul funcționării poate avea o rentabilitate estimată. Pentru a calcula acest randament al investiției avem o formulă destul de simplă. Din valoarea actuală sau estimată a investiției, scazi valoarea inițială și apoi împarți rezultatul la valoarea inițială. Sună dubios în toate felurile, nu? Mai simplu spus, ROI este egal cu profit împărțit la investiție. Ca să poți vizualiza și cât de bine a mers investiția, înmulțești acest ROI cu 100 ca să vezi în procente. Există câteva limitări asociate cu utilizarea ROI-ului pentru a evalua profitabilitatea criptomonedelor. Un ROI mai mare declarat de un proiect poate fi realizat prin creșterea profiturilor și reducerea cheltuielilor. Deși acest lucru poate umfla cifra de rentabilitate a investiției, aceasta poate duce la cheltuieli mai mari și poate provoca probleme pentru proiect în viitor. Să rezumăm, rentabilitatea investiției este un indicator util al succesului, dar în lumea cripto nu te poți baza doar pe un singur indicator. Temele trebuie făcute foarte bine din toate punctele de vedere înainte să faci o investiție. Al doilea termen este valabil din nou în toată piața de investiții. Un simbol ticker este combinația scurtă de litere care este utilizată pentru a reprezenta un activ, o acțiune sau o criptomonedă pe diferite platforme, fie ele centralizate cum e Binance sau descentralizate cum e PancakeSwap. De exemplu, simbolul ticker al Bitcoin este BTC, în timp ce simbolul Ethereum este ETH. Simbolurile ticker sunt extrem de importante în lumea acțiunilor și a criptomonedelor. Acestea sunt markerii de identificare care permit traderilor să știe la ce activ se uită. Fiecare criptomonedă trebuie să aibă un simbol unic. De obicei, acest simbol constă într-o combinație de 3 litere. Cu toate acestea, odată cu apariția diferitelor criptomonede, astăzi există simboluri care sunt formate din 4 sau chiar și 5 litere. Avem exemplul Dogecoin, care este D-O-G-E, sau Polygon cu 5 litere M-A-T-I-C. Simbolurile ticker joacă un rol vital pentru noi utilizatorii. Pe măsură ce noile criptomonede se lansează, unele dintre ele pot avea nume foarte asemănătoare. Aici simbolurile fac diferența. De exemplu, cineva nou în lumea criptomonedelor care dorește să cumpere Bitcoin poate fi sigur că asta cumpără când vede formația de 3 litere BTC. Ai putea confunda Bitcoin și Bitcoin Cash, dar simbolul acestuia este BCH. O altă funcție importantă este că poate preveni frauda. În timp ce două criptomonede pot avea același nume sau cel puțin foarte asemănătoare, ele nu pot avea niciodată același simbol. Schemurile își propun să reproducă numele și simbolul cât mai mult posibil, pentru a păcăli investitorii să le cumpere. Mai ales în cazul exchange-urilor descentralizate, îți recomand să fii atent la contractul inteligent din dreptul proiectului. Ultimii termeni despre care vreau să vorbim astăzi sunt cold wallet și fratele său hot wallet. Cold wallet se poate traduce în română simplu prin portofel rece. Ele sunt portofele ce conțin criptomonedele care nu sunt conectate la internet sau la alte rețele nesigure atunci când nu sunt utilizate. Iar prin nesigure mă refer cam la toate. Oricât de criptate ar fi site-urile, în special cele de schimb între criptomonede, nu putem spune că sunt 100% sigure, chiar dacă e puțin probabil să fie un atac. Un portofel rece oferă o siguranță și mai mare, pentru că fiind deconectat de la internet, este imposibil să fie victima unui atac fraudulos. Pe de altă parte, hot wallet sunt portofelele fierbinți. Cum probabil v-ați și dat seama, sunt exact opusul, adică sunt conectate la internet. Sunt folosite în special de companiile care dețin custodia fondurilor clienților lor, cum ar fi exchange-urile, stocând monedele care aparțin utilizatorilor într-o manieră centralizată. Aceste companii devin ținte extrem de atrăgătoare pentru hackeri. Separarea fizică a majorității rezervelor de pe internet este singura modalitate fiabilă de a se proteja de atacuri. Portofelele reci vin sub multe forme, cele mai populare două fiind portofelele din hârtie și cele hardware, că vorba aia, cei în mână nu-i minciună.
Un portofel de hârtie este o bucată de hârtie pe care printezi adresa publică și cea privată a portofelului tău. Adresa publică este utilizată pentru a primi criptomonede, iar cheia privată pentru a accesa fondurile stocate și a le trimite. Portofelele din hârtie vin cu coduri QR care pot fi scanate cu un smartphone pentru ușurință în utilizare. Un portofel hardware este un dispozitiv electronic, cum e un stick USB, care trebuie conectat fizic la un computer pentru a fi accesat sau poți alege să fie specific proiectat de ingineri profesioniști la comandă. Unul din cele mai populare este Ledger. Cam atât pentru azi, sper că ți-a plăcut acest episod în Crypto Dicționar. Te aștept în comentarii să-mi spui cu ce termen te-ai întâlnit tu și care ți-a dat cel mai mult de furcă. Ar fi mult mai ușor așa. Până la urmă, facem aceste episoade pentru tine. Dă-i un like, un share și un subscribe și ne vedem în episoadele următoare. Până un alta, eu sunt Andrei Brătucu, mă găsești la @AndreiBrătucu pe toate platformele sociale și te invit la mine pe Twitter să vezi ce îmi debitează mie mintea în lumea asta nebună a criptomonedelor. Bye!